arborele sequoia din Munții Apuseni, când într-o parte și alta. Bine v-am găsit! Bine, bine. Nu știu cum să fie la sloganul nostru, ieri în Roma, azi în toată țara. Ne venim direct de la Roma, nu știu dacă ne-am odihnit prea mult. Ce ați făcut la Roma? Că mulți nu știu. Ce ați văzut acolo? Roma? Vrei să ne ajut? Vrei să ne ajut tu? Cine? Ia spuneți dumneavoastră, doamnă. Ce-am venit? Am trecut prin Ungaria, Slovenia, Roma, Italia. Am fost la Veneția, ne-am plimbat cu vaporul. Ah, da, i-a crescut acolo. Apoi am fost la Roma, am fost la Vatican, am fost la Columna lui Traian. Și ce-ați făcut, doamnă, la Columna lui Traian? Da, am cântat, am adus steagul, am avut un program așa. Ei sunt patrioți. Da, a fost foarte frumos. Am văzut Colosseum. Eu nu înțeleg, dar am venit la Tulcea sau... Bă, aici jumate din asociație, Constanța, Galați, Brăila, trompeții au sunat, Slobozia. Păi bucurie când apare un copil nou. În Roma am vizitat centrul, am fost la Fântâna de Trevi. Dar Fontanela, se spune, da. Ați aruncat bani? Da, da, la Fontanela. A fost foarte frumos. Nu știu, astăzi pare așa o întâlnire mai oficială, e deschiderea. O să vedeți că în următoarele ocazii o să fie o atmosferă de familie. O să începe să vă cunoașteți. La noi la București așa e, când cineva lipsește, ce se întâmplă? Cum e, Vasilica? Cum a fost când ai venit tu la București? Superb a fost. Vă mulțumim mult. Mulțumim. Da, nu știu, domnule președinte. Hai să ne cunoaștem, că nu ne știm, doar știm localitățile. Să ne cunoaște. Prezintă-te. M-ați prezentat dumneavoastră. O luăm pe rând așa? Da. Pe scurt. Hai. Pe scurt, hai să vedem. București. De la București a venit? Nu mai fac. Sunt vetunos. Ștefania. O știe toată lumea pe Ștefania, nu? Nimeni nu poate să fie trist în prezența Ștefania. Și oamenii o întreabă pe stradă, voi fetiță, de unde ai tu puterea asta? Și așa a scris aici, așa am matriculat scuterul. E un text din Biblie. Dar este... activ. Bun. Aici o avem pe domnișoara de la Slobozia. A zis, pe mine să nu mă pune să vorbesc. Dacă se poate să dansez. Nu te întrebi data asta nimic. Eu mă numesc Radu Bari și fac parte din Așocheata din Vădător Pulta. Cum să mă numesc eu? Da, cum să nu? Eu sunt Robert și am 10 ani. Bravo, Robert! Ești unul dintre voluntari. Știi că e un voluntar. Activități. Foarte frumos! Foarte frumos! Așa, din Galați, Basilica, din Constanța. Constanța, Alex. Alex! Din Brăila. Din Brăila? Cum te cheamă? Mă bucur, Cornel. Mă bucur, Cornel. Și Drin Tulcea! A venit cu noi de data asta. Eu sunt singurul din Tulcea, nu? Nu, eu ești din zonă. Eu zic că sunt singurul din Tulcea, nu? Și eu sunt din Tulcea. El e Titi Graur. Titi, de cât timp ne urmărești tu? Păi eu tot timpul m-am văzut cu tine. Ai fost bine aici, da? Fericire, bucurie. Titi ne urmărește mereu pe Facebook, de ani de zile. Și astăzi cred că i s-a împlinit o dorință, să ne cunoască și să fie cu noi aici. Un vis împlinit. Am întârziat pentru că am trecut și pe la Adel și colegii am așa din... Se face un lucru.
Și de unde vii, domnule? Vin de la, de lângă Slobozia, de la Brâncoveni. Și veneai tot din Brânteana? Bineînțeles. Bineînțeles. Am venit cu drag. Să vă spun că această întâlnire o să vă prindă foarte bine în socializare și să vă lega prietenii. Vă spun că va fi ceva frumos între dumneavoastră. Auzi, dar nu vrei tu să cânti la oamenii ăștia un cântec așa, dacă dorești, hai? Gata, știu cine sunteți. Știu cine sunteți. Ați venit aici la întrumarea domnului Mircea Bratului. A fost un colegi de școală, un om extraordinar, și am venit să vă spun că nu suntem normale, adică despre ce vorbim? Ce a zis? Am zis eu că suntem anumite. Știți cum ne mai place nouă să ne spunem persoane cu un alt fel de abilitate sau cu alt fel de abilități. Și am văzut că oamenii aceștia am chemat toată la asociație, zic, măi, Anuța, Anuța nu vede deloc. Tu poți să calci? Cum să nu? Ia aducă așa. I-am adus și fierul și pe mășe. Dar știți cum? Perfect. Eu prietene care mi-aduc cămășile soților, rog să legam că pleacă la nuntă, înțelegeți? Și pantalonii, da? Dar te rog frumos, cantă lucru că eu nu pot și toate ele văd, da? Dar mine mare parte din viere mei, 99% văd. Deci, niciodată nu m-am dat la o parte pentru că nu văd. Tot timpul am fost ajutată. Tot timpul m-am pus la drumul normal, de multe ori merg în mașina și cu mașina și spun, uite, vezi, nu știu ce, ei, uite, eu nu văd, e chestia aia de, ești ca noi, nu văd că sunt ca voi. Ce lipsește ceva? Mai normal decât normal. Noi am fost și mergem foarte mult și prin Europa. Și întrebăm pe cei care nu văd. Zic, mă, dar noi cheltuim banii ca să vedem. Ne aruncăm ochii pe geam și... Dar voi de ce mergeți? Noi simțim. Tot ce se întâmplă. Am fost în Veneția și când am plecat de acolo era mașina plină de nevăzători. Zic, așa de mult ne-a plăcut. Dar ce v-a plăcut? Dom'le, cum ne-ați povestit? Parcă am văzut tot! Nu vă puneți, nu vă puneți cu nevăzătorii. Nu vă puneți cu nevăzătorii. Eu sunt de la 2 ani, e ca și cum dizabilitatea este fie de la medic. Florian aștept să trăiesc când doamna este tardiv și atunci este o problemă. Cred că știți cu toții când situația apare tardiv. Dacă sunt în București, nu trebuie. Să știți că în București câteodată nici nu trebuie să mai pun GPS-ul. Că domnul Gili, un nevăzător, știe mai bine decât GPS-ul. Ce faci la dreapta, te întâlnești cu banca nu știu care, după aia a doua la sfârșit, așa ajungi la destinație. Da. Și da, asta așa este, da? Așa e. Da. Am înțeles. Atunci a doua dumneavoastră microfonul și întrebați persoanele dintre dumneavoastră, din dreapta dumneavoastră, cum se numește. Așa, întindem una, de mai departe. Eu? Da, Ionel. Mă numesc Ian Ionel, sunt nevăzător de la 4 ani. Și fac parte din filiala la nevăzătorul de oricum. Ai zis cu jos tablă și șac, lasă că ești nevăzător, că asta știm și noi. Da. nu, șacul special sunt cu nevăzător și tablă e la fel. Vă așteptăm la o partidă de șac. Eu sunt cu șacul, așa că Augustin. Întrebați la Augustin, da? Mulțumesc. Marge, Marisa. Lângă tine, Marie. Da. Eu sunt Zalina Barbu și încătesc pe Comand, Ucraina. Sunt instructor de educație. Noi reprezentăm un complex de servicii pentru tineri și copii cu disabilități. Și ne face pe cele să fim aici, nu mulțumim că ne-ați invitat. De la Constanța, Întotdeauna. Nu vreau să vă întreb, ați mai scris ceva poezii în ultima perioadă? Da. Noi de la Constanța am venit un grup de 5 persoane,
domnul Daniel Blodeanu, Alex, Ciprian, Ana și Anca. Eu, Alex. De la Constanța, asociația filiala funcționează din 2012. 12. Da, în vară am împlinit 7 ani, am avut eveniment, adică nu așa mare eveniment, așa fiecare după puterile lui. Și ați trecut clasa a doua. Am trecut și am venit cu mare bucurie aici și cu un mare bagaj de încurajare să nu vă lăsați indiferent ce întâmpinați, că veți avea și dezamăgiri dacă veți ridica, pentru că dacă ați început, trebuie să duceți la bun sfârșit totul. Ce începe, mâna ta să ducă la bun sfârșit. Vă iubesc și mă bucur că am venit, mă bucur că ați inițiat această asociație. O să fie o asociație, cu siguranță, cu siguranță. Și o îmbrățișez pe doamna care vine de la distanță de Tulcea ca să facă aici ceva minunat, ceva frumos. Aș vrea să o îmbrățișez puțin mai târziu. Eu sunt șoferul lui Albert Einstein. Și povestirea, dacă nu poate o spune mai târziu. De mai mulți ani, aproximativ de 20 de ani, mă ocup de copii, preadolescenți și adolescenți, și când mi s-a propus să mă ocup de lucrurile, m-am zis, bă, dar nu prea eu sunt cu tinerii. Însă, de când mă ocup, înțeleg mai bine activitatea Domnului Iisus și fac cu drag ceea ce fac. De cele mai multe ori, sau poate pot să spun, de fiecare dată am plecat de la întâlnirile acestea, din Constanța, sau când am ajuns și în alte părți, încărcat și motivat de la aceste întâlniri. Dumnezeu să o binecuvânteze. Mulțumim! Bună ziua, eu sunt Elena, secretară Asociației Nevăzătorilor și însoțesc nevăzătorii astăzi. Și mă bucur unitatea voastră. Și eu sunt nevăzătorilor. Da, se aude. Am venit aici pentru a cunoaște mai multe informații despre această asociație. E prima dată când aud și cunosc persoane cu dizabilități care vrea să afle mai multe despre această asociație și... Eu sunt noastră secretară care a rămas tot cu noi. E tot timpul cu noi. Numele? Îl salutăm și pe tânărul de acolo. Cum îl cheamă? Andrei. Da. Trebuie să vă știu pe ea. Să trăiți, domnule, de unde sunteți, cum vă numiți? Mă numesc Părăsul Florel și după parte din Firea Nevăzătorilor Tulceași. Vă mulțumim pentru invitație. Bună ziua, eu sunt Irena, am venit să mă sătesc pe tatăl meu. Atât merge. Bună ziua, sunt Sfânta Georgeaci, nevăzător Tulcea. Nu ajunge microfonul, spune stare. Eu vreau să vorbesc Violeta și fac parte tot din Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Tulcea. Mulțumim. Bună ziua, bine v-am găsit. Noi suntem de la Brăila, cum să vă numesc. Suntem împreună cu domnul Cucuianu, de la filială, noi promovăm sportul paralimpic. Nu am venit cu una goală, am venit cu un grup de sportivi paralimpici cu dizabilități. Ne-am cunoscut parte dintre noi și la deschiderea filialei de la Brăila. Și ne-am simțit foarte bine în compania dumneavoastră, de aceea am considerat că e bine să ne vedem în compania dumneavoastră. Îmi place că dumneavoastră încurajați sportul și în asociație am cunoscut foarte multe persoane care au participat la concursuri chiar internaționale. Ce vrei? Sportivi, din Brăila. Dar măcar spuneți-ne numele. Așa, repede. Ele? Bun, îl cunoașteți pe băiatul acesta? Ia-l dicte voi, Ciprian. Îl cunoașteți? Eu da.
Și eu din tabere. Da. Ce face Ciprian în taberele ridicate și umblă? Ajut. Ce faci? Toată lumea. El ajută pe toată lumea. Da. Așa face. Da, ce ți-e milă, mă, decât o pată care nu poate să mănânce? Singură. Ce și ce faci? Oare la mănânce. Ei, dai să mănânce. Vezi, în societate zic că femeile dă să mănânce bărbaților, dar Ciprian... E invers. Da, știți că și noi bărbații mai vrem să ni se spună câteodată să rămână pentru masă? Da, da. Puneți dumneavoastră asta, că nu mai ajunge microfonul. Vă curăzesc, sufletul vă dați. Eu sunt din Constanța. Din Constanța și vă numiți? Ana Ior. Și este poetă, pentru că știi că în Constanța... Bun. Pe metru pătrat poeții... Deci, avem un cântec de la Zlobozia și apoi versuri de la... Constanță. Chiar două. Ia spuneți. Da. Dumneavoastră. Da. Din Brăila, tot scoartind patrici. Pe domnul Mitu din București, din timp? Da, era fără altrăvită, ce-o prietenit. Pe Florin Copulanu, știți? Da, normal. Bravo, suntem o familie. Peste tot pe unde mergem, noi ne cunoașteți. Pe domnul Sabie îl cunoașteți? Da. Hai. Mă numesc Sabie Fănel. Sunt din Graiova, am ajuns aici datorită bunăvoinței prietenilor din Brăila și datorită lui Vasilica, prietena mea din Graiova. Doresc un cai paranitic de la Brăila, tot ne-a văzut pe din spate de tot, doamnele. Ba da, ba da. Cum te cheamă? George, de unde e George? Câți ați venit din București? 5. 4. Eu, Ștefania și sora Ani. Uh-huh. Florin. Patru. Uh-huh. Da. Am mai luat încă 3 pătrești. Pentru că din Fătești nu v-ați ocupat. Nu, de la Fătești. Nu. Bine, hei, bine, nu. Ascultăm o poezie sau un cântec? Un cântec. Un cântec și o poezie. Pe rând. Una pe rând. Stați că el a venit pregătit. Avem și noi o boxă mai mare în mașină, dar e simplu scurt ca să ne mai discutăm cu ea. Haideți să vedem. Are o bicicletă acasă. Da, da, Ștefin, pleacă de acasă cu bicicleta în centrul localității. Cu copilul și de acolo se întoarce vreo 2 km singur acasă cu bicicleta. Emoțiile. Încercăm. Face parte din... Mâna ta de cer prinsă e cea mai frumoasă floare. E sublimă sărbătoare în în
sărbătoare în împărăția întinsă. Dar înainte cântai, erai lăutat. Da. Am fost 20 de ani, cred că am activat ca lăutat în meseria asta. Dar acum au venit și alte vremuri și... Și cum a fost cu un leu fără număr? Venea cineva și întotdeauna o magnuță și îmi spunea fără număr, fără număr. Trăgând cu urechea de unde se ducea să ia banii împrumut, la un moment dat îmi spune domnul, zice, asta e singura dedicație pe care o dai, că vine și îmi cere mie bani. Și când a venit omul să-mi dea banii, am zis și eu, de la Gheorghe, 10.000 fără număr, era un leu, erau 10.000, zic 10.000 fără număr. Și s-a supărat pe mine că l-am făcut. Dar cum e cu bicicleta, tu mergi pe bicicleta? Trebuie să explic, este o bicicletă făcută din două. Da. Tandemul este una în fața celeilalte. Aceasta este făcută una în dreapta, una în stânga. Și cel din stânga ține cârma. Direcția. Da, e ca un motociclet cu ataș. Băiatul meu stă în stânga și are o tijă care face legătură la roțile din față și o pedalez. Coarnele din dreapta sunt sudate. Mulțumim, Marinca. Mulțumesc și eu. De la balul mării, că acolo e multă inspirație. Ușor? Ia stai. Ce mai face Cide? Foarte bine, foarte bine. Cide e prolifică. Iarăși a scos o... A mai scos un volum de poezii. A mai scos un volum. Nu am putut să o aducem din cauza mașinii. Ea e cu tetrapareza aia spastică și n-am putut să o luăm. Aș fi vrut foarte mult să o aduc pe Cide, dar l-am adus pe Alex. Tu ai luminat pământul și m-ai luminat pe mine. Fă ca sfânta ta lumină să conduce la oricine. Fă motor ță noaptea neagră și un izvor de înțelepciune. Fă un munte de iubire, stăruind prin rugăciune. Fă-mi o flacără de foc să mă mistui pentru azi, să le arăt că doar prin cruce se pot mulți talanții. Nu mă lăsa să fiu sec, fără rod de veșnicie, ci mi-arată cum să adun nopii plin spre împărăție. Sunt prea mic și sunt prea slab. N-am curaj să te vestesc, dar te rog să pui în mine un al doi de duh ceresc. Amin. Amin. Ce zici, domnule? Ți-a venit și ție inspirația și curajul. Da. Numai să aveți răbdare cu el. Dați-i drumul la... Unde e poezia ta? E pe... tabletă. În cap. Da, zice că o ai și în cap. Nu. Nu, tabletă.
Aveți puțină răbdare, iar vă rog. Hai, cineva. Ține-mi și aici un pic. Imediat. Două secunde. Am uitat să o prezentăm pe Ginuța, este voluntară de bază la București. Este și voluntar și persoană cu multe abilități. Ginuța, ce înseamnă pentru tine asociația? Totul. Înseamnă că și eu am o mică dizabilitate, deși nu se observă. Am o grafică de picioare, interior, exterior și m-am gândit, am fost ceva timp, am căzut la pat. N-am putut să pun pe nimeni să vorbesc cu altul din mine. Am zis așa, dacă eu pentru două zile n-am putut să mă ridic, mă gândesc și la ei. Eu sunt în locul lor. Eu, fără ei, nu pot să fac nimic. Atunci vă mulțumesc. La București e un mănunt de voluntari, așa cum este peste tot, la fiecare filială, dar atât de inimoși, că se trezesc la 5 dimineața să vină, să pregătească toate cele când sunt întâlnirile de asociație. Și noi întrebăm, bă, dar voi, în timpul săptămânii aveți servicii, dar de ce duminica nu să stați cu familia sau să stați acasă, veniți la asociație? Zice, păi noi plecăm mai motivați când plecăm de la asociație. Cu bateriile încărcate. Pentru că vedeți, dumneavoastră, noi, cei care credem că nu avem nicio problemă, nu știm să apreciem adevăratele valori în viață. Ce vrem noi? Vire, mașini de ultim râvnet, dar tot noi, sau hai să spun acum, dumneavoastră, apreciați și cred că puneți ordinea corectă a priorităților. N-am auzit pe niciunul dintre voi că vrea nu știu ce vilă. Dar știți pe Costin? Da. Cine nu știe pe Costin? Da. Băiatul acesta niciodată nu l-am auzit să se vaipă. Dar niciodată. Și ori de câte ori ia microfonul, acum la Roma a zis că arestează microfonul să nu-i mai dă. Ori de câte ori ia microfonul, face un singur lucru. Să mulțumească și să fie recunoscător celorlalți care hai sunt în jurul lui. Și vin oameni. Costin este campion de șah. E campion național așa. Așa. Costin stă cu spatele și joacă cu 3-4 persoane. Da. Și vin voluntari la asociație și spune, băi, de când i-am cunoscut pe oamenii aceștia, nu mai mă vait și nu se mai vaită nici soția că nu și-a luat ultima pereche de cizme, ultima modă. Deci, Alex, tu-ți mai aduci aminte când ne-am văzut prima oară? Sincer, nu. Într-o tavă? Într-o tavă, dar nu știi cu ce ocazie? Am recitat împreună? Da, vai, ce-am recitat? Tatăl nostru. Acum ce vrei să reciți? Compoziție proprie. Da. Ai, citești tu? Nu. Ai, mare, dar mi-ai promis că citești tu. De dragostea ta am nevoie mereu. Zâmbetul tău mă face să fiu fericit și de dragostea ta am nevoie să fiu împlinit. În ochii tăi frumoși și strălucitori strălucește soarele atunci când iese din nori. De dragostea ta am nevoie mereu să fii lângă mine, lângă sufletul meu. De dragostea ta am nevoie mereu pentru că doar așa pot fi eu. Îmi doresc să adorm în fiecare noapte cu capul pe pieptul tău, să ascult inima cum bate odată cu inima mea. De dragostea mea ai nevoie și tu, chiar dacă acum spui răspicat că nu. Îmi doresc lângă mine o fată ca tine și să văd în ochii tăi fericirea din mine. Îmi doresc să-mi petrec toată viața lângă tine, fie ea cu zile rele sau cu zile mai bune. În inima ta aș vrea să fiu eu. Alex, o să vedeți că pe viitor o să fie ocazie când nu o să mai fiți așezați așa ca la spectacol. O să fie o atmosferă de familie, o să vă cunoașteți, o să povestiți, o să vă încurajați unii pe alții. Domnule...
Următorul punct în program este să cunoaștem echipa din Tulcea. Cei care vor face posibile de întâlnire aici. Când organizăm o filială, toate filialele au așa un coordonator, o persoană care ține legătura cu toți și e ajutată de un secretar. Acestea le sunt făcute. De asemenea, țin evidența și a voluntarilor, celor care doresc să fie voluntari în asociație și se asigură că fiecare va veni sau va asigura acel serviciu, mic serviciu care va fi la întâlnire. Vreau să cunoaștem coordonatorul și voluntarii ajutoarele sale. Este deja, v-am anunțat în fața aici, coordonatorul filialei Tulcea, doamna Doina Țuțuianu. Numiți ajutoarele. Numele este Doina Țuțuianu, sunt din Sărcioara. Și am în spatele meu aici o echipă de voluntari pe care aș vrea să-i prezint. În primul rând, soțul meu. Costa. Parte din voluntari. Costel Țuțuianu. Deci este ajutat de soț, este familia Țuțuianu împreună. O să aflăm povestea lor și în întâlnire viitoare cum se descurcă. Deci, de asemenea, mai avem aici un om important, un consilier al coordonatorului. Îl invit aici în față pe Daniel Mihailă. Dânsul împreună cu domnul Costel sunt picioarele doamnei Doina, unde dânsa nu poate ajunge, dânsii sunt picioarele dânsei. Așa este? Ne străduim. Câte luni? O lună. O lună la Sinaia. La schis în Sinaia. Poți Bun. Urăm succes filialei. Atunci, haideți să mai cunoaștem dintre voluntari. Avem aici în spate o echipă de instrumentiști care sunt de plăcere. Aș vrea ca să vă prezentați. Ce este aici în față? Alo. Da. Nu pot să vorbesc acum. Nu pot să vorbesc acum. Mă numesc Dorina. Și Timotei. Da. Ia, dumneavoastră. Și noi la fel, soție, Ionel și Marilena. Deci avem aici două familii care doresc să fie alături de noi. Mai avem acolo niște voluntari invit în față ca să vedem întreaga echipă din Tulcea. Nu știu ce vorbim, Dorina. Haideți. Toți și voluntari. Cum vă înveți? Și sunteți secretara filialei. Și eu, m-am spus fratele voastră, fac ce pot. Da. Ok. Dumneavoastră? Eugenia Boia. Sunt sora... Deci ajutați, sunteți aici și în familie și ca voluntari, se face frumos. Mai avem aici o familie din Tulcea care este alături de noi și va mai fi familia Colesti. Îi rugăm să se ridice. Suntem cu Mihaela, care este psiholog. Și mă bucur că am să vă la întâlnirea aceasta și sper că și dumneavoastră o să fiți aproape de mine și aproape de dumneavoastră așa. Simt că sufletele vibrează să ne întâlnim cât mai aproape. Vă așteptăm într-o ocazie să vorbiți despre problemele persoanelor cu dizabilități față în față cu psihologul și poate câteodată să cereți o consiliere pe un anumit fapt, fie că e un conflict, fie că este o problemă, vă poate ajuta cu sfaturi. Da, mulțumesc. Vreau să corectez un pic, nu sunt psiholog practicant, am terminat facultatea de psihologie și științe educației, mai mult pe pedagogie, însă da, mi-a plăcut și aspectul acesta, l-am analizat, de aceea spun că fi alături cu tot ce pot, dar nu maximum așa cum poate ar trebui să fie un cum era. Mulțumesc. Da. Psiholog voluntar. Eu știu că acordați sfaturi când cineva are o problemă. Eu știu că îi mai dați un sfat. Uite, asta ar fi așa să se rezolve. Avem nevoie uneori de un consilier din acesta. Soțul Augustin ne știm de foarte mult timp, mai de mici.
Galați. Din Galați, eu sunt gălățean și Augustin e gălățean, e soțul Mihaele și se ocupă de programare, astăzi zis că ai fi cu noi, da? Și mă strângez de fapt că Nu știu, lucrez la o bancă din Irlanda și le facem aplicație pentru cam 10.000 de învățători. Eu mă rămâne pe Facebook tot timpul. Să lași acolo la telefon. Ah, vreau ceva și la România. Da, vreau. În România vreau și eu. Nu, păi, niciodată. Deci, vă fac face de asta. Deci, eu m-am făcut de râs în sensul ăsta. Poți nevăzători s-au făcut de râs la bancă. Nu, mi s-a cerut imediat, vă explic în două cuvinte. Mi s-a cerut să fac o statistică a legăturii cu factorul bancar, așa, și i-am dat numai nota 2 din greșeală, pentru că erau inaccesibile toate butoanele alea de telefon. Nu se vorbește acolo. Și butonul unde nu vorbește, nu am cum să știu ce am făcut. Trebuie făcut o mențiune, că se lucrează foarte mult în favoarea dumneavoastră. Uniunea Europeană dă 500 de milioane de euro amendă băncilor care nu fac site-uri accesibile. Așa că din 2020 se va pune pe treabă. Noastră veți utiliza aplicații și cașuri. Falsa pe Ștefan. Deja bancomatele sunt digitale. E foarte greu accesibilizarea pentru deschiderea vocii. Dar vedeți, dacă standardele tehnicii cresc, trebuie să crească și standardele noastre și să ne specializăm în direcția aceasta. Mulțumim echipei din Tulcea, pe care am avut-o aici înainte, pe care a exprimat pe rugând, să le dea Dumnezeu multă sănătate și bucurie și să îi simțim mereu aproape, ca întâlnirile acestea să fie. Mai este o doamnă, dar dumneavoastră invitații, creștiți. Doamna Mădălina, ia să o vedem. Poftiți. Mai este cineva? Mai sunt doi voluntari, dacă le știți. Poftiți aici. Dumneavoastră, cu ce ne veți ajuta? Bună ziua, în primul rând, și aș vrea să spun cât de mult mă bucur că astăzi m-am gândit de asta. Când m-am întâlnit cu prima zi cu doamna Cristiană, i-am comunicat că am văzut pe emisiune cu această asociație și că, după părerea mea, ar fi nevoie de așa ceva și la Tulcea. Și am fost în același gând și de atunci păstram legătura și iată-ne astăzi aici. Cu ce vă ocupați? Fac și masaj, sunt masior, tehnician masior și infirmier în viitor. Așa, studiați. Da. Bun. Așa că o să fiu aici aproape și sper să ajung cât de mult pot în, da, în fiecare întâlnire. Mulțumesc frumos! Ne dorim cu puțin voluntari. Mai sunt voluntari. Care nu poate să vorbească acum. Așa. Și Costel e în spate cu dizabilitate, nu poate vorbi. E voluntar. Este mult, dar înțelege tot. Am cineva ascultat. Poate odată să ne spună o poveste a vieții în scris sau cumva tradus de cineva. Da, să uitați-vă în spate, ce care îl vedeți, puteți vedea pe Costel. Nu poate, el nu are sunet, dar are inimă și inima o simțim că este alături de noi și va fi alături de noi în demersul acesta aici de Tulcea. Nu știu dacă am mai sărit pe cineva, este un domn acolo cu ochelari care se uită în spate. Eu sunt din Brăila. Sunteți din Brăila, dar eu nu vă cunosc și de aceea. Și mai este cineva acolo în spate? Da, un voluntar, domnul. Hai, spuneți-vă numele. Petre Iulia. Suntem încântați să sunteți alături de noi, ne veți ajuta la următoare de ședință. Ne bucurăm. Bun. Și eu mă bucur pentru această prezență și bucuria care s-a simțit. Da, mulțumim frumos. Domnul să vă mulțumim. Aș vrea în continuare să vă prezint aici și să le dau cuvântul câtorva invitații deosebiți pe care avem. Aș invita în față pe domnișoara Dana Mihai. Calitate de președinte a filialei Tulcea a Asociației Nevăzătorilor și aș vrea ca să spuneți un gând persoanelor care sunt în fața dumneavoastră. Mă bucur să particip la această acțiune. Am și eu emoții, deși să nu le am. Sunt constructor de toți. Este prin acest eveniment de încărcătură emoțională, cel puțin așa o simt eu. Sau nu pot merge.
Ei au probleme mult mai mari ca ale noastre, iar noi suntem puternici. Asta îi învăț pe membrii Asociației Filiala Tulcea. De foarte multe ori îi las să meargă singuri, mergem la restaurante, să ridice singuri furculița, cuțitul, ei sunt aici și pot spune. Sau când suntem la filială, ei deja cunosc locul, nu mai stau să iau de mână, folosesc bastoane, hai, descurcați-vă, pentru că trebuie să învățăm să ne descurcăm singuri. Nu tot timpul avem pe cineva lângă noi. Eu așa am fost crescută, așa am fost educată, mama azi nu este, mama azi este, mâine nu va mai fi, și atunci a trebuit să învăț singură să mă descurc. De la gătit până la tot ce vreți dumneavoastră. Asta trebuie să învățăm, că putem și singuri. Și vă îmbrățișez cu mare drag și mi-ar plăcea să fiți și voi alături de noi când avem acțiuni și să fim și noi alături de voi când aveți acțiuni, pentru că momentele astea sunt frumoase. Vă îmbrățișez. Siguranță o să avem acțiuni comune, mult succes în acțiunile acestea, în a arăta societății că suntem parte din societatea aceasta. Aș dori să mă invit în față pe doamna Fănuța de la Brăila, Leoca. Mereu curg numele, că e un nume așa mai neobișnuit. Însă este în calitate de președinte al Asociației Sportivilor Paralimpici, să zic așa, exact cum se numește asociația, să-mi spuneți. Și special ce sport? Special Friends. Special Friends. Și să spuneți ce sport practicați. Sport de la... Începând cu tenisul de masă, da? Atletism, în care se încadrează alergare, 100 de metri, 200 de metri, 800 de metri, până la 1500 de metri, scaunul rulant. La care se atașează și suliță, și greutate, și săritură în lungime, care pot. Da. Ce pot să spun despre asociația noastră? Noi activăm din 2013, și anul acesta am depășit un record, ca să-l numesc așa, am ajuns la 84 de medalii, unde suntem 10 sportivi estimați pe asociație. Drept pentru care suntem aici parte dintre noi, care suntem legitimați pe sport, și doresc să-i și felicit. Ne integrează și ne-am convins că putem mai mult, deși eu așa am pornit de când m-am ridicat de la roțile trenului, că eu pot, deși eram atât de mică, aveam 9 ani, dar am zis, dar eu pot și pot și am țărit coarda la 3 luni după accident. Accident de tren. Da. Dar dacă am depășit acum 42 de ani, momentul, am considerat că paralimpicul pe Brăila trebuie să existe. Și așa am pornit încet, încet. Bineînțeles că trebuie să punctez ce e mai important, că exemplul meu a fost pasiv. Suntem prieteni de aproape 40 de ani. Da. Am cunoscut-o la București când avea 16 ani. Da, exemplul meu de viață a fost el. Și am spus, și eram în coț și cu părul blond până la poate. Și eu eram tânără la 26 de ani. Și atunci, între noi a existat tot timpul compatibilitatea și legătura strânsă de eu pot. Și pe eu pot, am mers toți anii și doresc să merg cât mai mult posibil de acum înainte. Amen. Acum îi dau microfonul. Doamna Fărmânța Leoca de la Asociația Special Friends de Brăila. Este însoțită și de domnul Silviu Cițuianu, coordonatorul filialei Ridică-te șulă din Brăila, nu nimeni altul decât tu, doamne, Doina Cițuianu. Dânsul locuiește în Brăila și se ocupă acolo de filiala Brăila Asociației Ridică-te șulă. De asemenea, o să spui câteva cuvinte, vină în față, sigur. Eu știu de la Galați. Ce sunteți, gălățeancă sau brăileancă? Brăileancă prin naștere și adopție gălățeancă. Foarte mulți sunt așa și foarte mulți gălățeni. Deci original Brăila. 50 de ani în Galați și până la 10 ani, 11 ani în
Brăila. Adică într-o comună din partea cu... Da. Clasa 3, clasa 3 la Brăila... Dar acum Dălățean că sunteți, da? E tot la Brăila. Tot la Brăila. Nu mai trageți la Galați, că nu vrea. Da, e între ambele. Și împreună cu domnul Sabie, să zicem că sunt reprezentați și de la Galați. Ce de-au până deci, nu au putut veni. Da? Olteanu joacă foarte bine da. Așa. Vasilica, câte sporturi practici tu? Ia spune. Toate. Foarte sportiv. Sportul înseamnă sănătate și ajută persoana cu dizabilități să doamna, ne integrăm și ne ajută foarte mult. Bun, dacă ne spuneți câteva lucruri despre Fineala Brăila, despre activități, ce planuri aveți acolo? O fineală proaspătă de anul acesta. Da, anul acesta avem doar câteva luni, suntem încă în bebeluși. Am început să colaborăm cu Asociația Special Friends și astfel ne-am mai mulțit. Pot să spun că voluntarii care lucrează la această asociație în Brăila au spus că se simt foarte mult încurajați atunci când participă la astfel de întâlniri. Ei care au venit cuvântul inițial de a încuraja astfel de persoane, au plecat de acolo ei mult mai încurajați. Am avut luna trecută o plimbare cu Vaporașul și luna viitoare vom face festivitatea de premiere împreună pentru cei de la Special Friends. Foarte bine, felicitări. Ne-am luat împreună Brăila cu Galați. Tocmai că Brăileni a venit și ne-a luat pe noi de la Galați, da, eu da. Cu da. Și ne-a dus pe partea celălaltă. Fiind aproape, colaborarea este strânsă. Da, mulțumim pentru colaborare. Bun. Pentru Brăileni. Da, am văzut-o pe doamna Anca Zacada și aș vrea ca să o invit în puțin în față. Să adreseze un cuvânt. Este împreună cu Daniel. Ambii se compensează fiind coordonatori ai activității la Constanța, unul fără altul nu poate. Asta înseamnă echipă. Da. Păi fără echipă nu. Un gând. Ce gânduri, ce faceți la Constanța? Ce planuri aveți? Planuri sunt multe. Acum, Cerul Bucureștiului, acum la subiectul Sinaia Săl de Dumas, nu la ating eu. Și sunt membri care fac poezii foarte mult, cântă, se joacă, ne întâlnim. Daniel vine de la copii cu multe jocuri de echipă și ne le aduce, ne bucurăm. Da. Este frumos să te întâlnești, este frumos să nu faci planuri, e frumos să trăiești momentul, pentru că noi, viața noastră nu e făcută doar din planuri, ci din momente pe care ni le creăm noi. Momente de bucurie, momente de împreună simțire, să ne simțim unii cu alții. Sunt coordonator, dar ca și prietena de aici, deja o fac prietena, suntem și noi persoane cu dizabilități. Deci noi îi înțelegem pe prietenii noștri care s-au alăturat în această asociație. Și vrem ca tot ce au ei mai frumos și mai bun, să dezvoltăm frumosul, să dezvoltăm vorbitul curat, să dezvoltăm gândirea pozitivă, și atunci toate momentele sunt frumoase și fericite. Și dacă mai privim și către cer, și asta nu se poate, pentru că suntem creștini și cerem ajutorul cerului, este și mai minunat. Mulțumim frumos! Cu tot optimismul meu, nu aș fi putut continua anumite și de la Cănerea aduna, precum Cloșca Puii. Este una dintre persoanele care m-a impresionat și m-a ajutat. Da? Da. De fiecare dată ne încercăm să ne ducem să avem un medic la întâlnirea noastră, să ne spunem o pilă de sănătate.
apoi cântăm, sper să nu plecăm de aici fără să cântăm imnul Ridică-te și umblă, da? Iar la noi, de fiecare dată când vine ceva nou, la fel, spunem experiența de viață, povestea de viață, iar când nu avem persoane noi, eventual povestim ce s-a întâmplat în ultima lună, că ne întâlnim o dată pe lună. Am trei momente deosebite. Să amintim că am auzit că beneficiază de un psihopedagog și noi avem un psihopedagog care vine și ne spune, ne povestește multe întâmplări cu târg, povești. Voi știți să ascultați povești? Sunt extraordinar de frumoase. Povești cu târg și cu învățătură, e foarte... Această doamnă psihopedagog, asta vine, le spune o poveste, două, și apoi o comentează să vadă ce au înțeles. Pentru că vreau să vă spun că în asociație la noi nu sunt doar persoane locomotorii, sunt și neurolocomotorii și cu un retard mental, sunt câțiva. Iar aceștia, pe aceștia, curitat, trebuie să-i capacităm să fie atenți și să înțeleagă. Iar mamele acestor copii, acestor oameni curitat și cu persoane locomotori, sunt suportul nostru pentru care eu, să știți că în intimitatea mea, mă rog. Unde ușa e închis? O singură s-a mai întâmplat, o grupă de exploatori să vină la întâlnirea noastră, dar am de gând, măcar o dată pe trimestru, să vin cu grupa de exploatori, copii între clasele 5-8, să vin la întâlnire, să vadă cum mi-a plăcut ideea. Tu conduci un club de exploatori, de copii, de copii de... care fac și învață tot fel de accentrate. De asemenea, am apreciat foarte mult aici, am văzut copii, sau nu chiar copii, dar copii care vin, da, au venit copii cu părinți. Adică atât de mult mă încurajat de treaba asta, că a venit băiețelul cu nu știu cine, da, fața, și acolo o fetiță cu tata. Da. Deci foarte frumos. Mulțumesc. Și paralimpici. Să știți că și la Constanța colaborăm cu paralimpici. Deși sunt plini, sunt plini de activități, vedeți? I-a fost ceva. Bun. Haideți să mergem, avem aici de la Slobozia, timpul este totuși scurt și noi am avea multe de povestit, pentru că ne întâlnim și noi rar așa, face-to-face. Este Simona aici, Simona sigur nu o să vrea să zică nimic. Ne dorim foarte mult la Slobozia să avem mai multe activitate. Este alături de noi în activitățile noastre. Doamna Anca a trecut ceva prin revistă, așa numit, ceva legat de Sinai, unde avem un centru de activități pe 3 decembrie. Acest centru de activități, să spună managerul asociației ce se va întâmpla acolo. Altceva vrea să... Oameni buni, altceva vrea să vă spun. Ce este dizabilitatea? Într-un lume... Și de ordin sufletesc și de ordin spiritual. Așa că nu mai există noi și voi. Toți avem o dizabilitate. Numai că noi nu ne concentrăm pe ce nu avem, pe minusuri, ci ne axăm pe ce avem. Și de aceea la întâlnirile noastre, unii știu să cânte și o fac, alții știu să povestească și o fac, alții știu să povestească, să încurajeze pe alții și o fac. Asta în primul rând. În al doilea rând, aceste întâlniri și aceste filiale, suntem aproape la 30-a filială din țara Asociației Ridică-te și umblă, ne face să fim o forță, să fim o voce. Am întâlnit printre dumneavoastră persoane care spuneau că n-au ieșit afară din casă cu lunile, că le era rușine. Dar când s-a deschis asociația, au venit și s-au întâlnit cu toții, au început să iasă în societate, au început să schimbe cu totul. Am trebuit să mă... E somnoroasă, e drumul lung. Copiii dormeau la ore. Așa că, haideți să punem în valoare ce avem, nu ce n-avem. Și împreună putem fi o voce. Da. În România există Consiliul Național al Dizabilității. Noi suntem membri ai Consiliului. Dar atunci când e nevoie de ceva, vin și pun mâna pe telefon și sună la noi. Pentru că noi deja suntem o forță. Și nu noi,
dumneavoastră. De aceea să nu vă pară rău, să nu vă pară rău că pierdeți vremea, eu îmi câștig. Vreau totuși să-l cunoaștem pe Titi Grau. Noi la întâlniri avem muzică, avem povești de viață, poezii. Poate cineva joacă frumos o piesă de teatru. Fiecare își pune în evidență talentul pe care Dumnezeu era dat. Totuși, nu mă arată de inima să nu-l cunoaște pe acest om. Păi nu știu ce să zic, pentru mine, mă numesc la Titi. Care-i problema ta, Titi? Ce-a fost întotdeauna, nu prea am ieșit din casă, nu am avut cum. Păi, nu știu, mai bine, prietenii, îmi trebuie ceva. Bun. Titi, tu ai mers vreodată? Nu, nu am mers niciodată. Care-i diagnosticul tău? Parapaleză asta. Mai frați? Mai am un frate care era să îngeamă cu ceva. Este la fel ca la Alex. Și el? Și el este bine, mă rog, atât. El poate să meargă, nu mai la puțin și eu în accident, nu mai e gaba de la picior. Acum ce să zic? Alex, ți-ai fi dorit să ai un grup de Titi, că Alex e cel din Constanța, ți-ai fi dorit să ai un grup de prieteni cu care să socializezi, să te întâlnești? Pe asta ar fi și ideea la mine, eu am ieșit asta pentru prima dată când văd un microfon la gura mea, că n-am ieșit. Nu cunosc, nu am avut de-a face să se împrietenească, Florin. Știi, de câți ani ai? Să se împrietenească. Mulți ani ai, Ipex. Cum ți-ai servat tu ultima zi de naștere? Eu nu mai știu cum a fost. Nu prea, nu. Eu nu prea am avut de-a. Vă încurajez și pe dumneavoastră. La noi, la București, când e ziua cuiva, își sună câțiva prieteni și ne strângem cu toții și mergem și servim la o terasă, la un pic sau undeva și cântăm frumos. E cineva care recent și-a servat ziua de naștere? De aici. E cineva? Cine? Cine? Tu? Anul trecut. E cineva care recent și-a servat ziua de naștere? Momentan nu. Din păcate. Da. Spunea domnul președinte despre centrul de activități de la Sinaia. Asociația Ridică-te și umblă a achiziționat... Vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați făcut drumul până vine acasă ca să mă lasă. Nu făceam oricine așa ceva. În această vară nu am mai venit aici o dată. Da. Cine a mai venit? Tu? Ce lume a părut atunci? Și am mers în Delta, ne-am plimbat, am fost, cred că, vreo 20. Da, 25. Și el ne-a văzut pe Facebook. Și zicea, ați trecut pe lângă mine, ați trecut pe lângă mine și nu m-ați luat și pe mine. Dar noi nu ne cunoșteam, el doar ne urmărea. Și acum am ținut minte de atunci și am zis, trebuie să trec pe acolo să le iau și pe Titi. Mulțumesc că ați făcut drumul până la mine. Mă dea până la mine, stai până. Așa cum spuneam, o vilă o numim noi, o casă care a fost renovată cu eforturi. Dar eforturile acestea nu au sunat pentru noi ca o povară. Aoleu, trebuie să facem și asta. Nu. A fost o bucurie și au venit oameni și au muncit și voluntari și alții au donat. Și în sfârșit suntem pe ultima sută de metri, adică mai avem câteva zile și o inaugurăm. Știți ce se întâmplă pe 3 decembrie? Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Iar Asociația Ridică-te și umblă, cu ocazia acestei zile, deschide vila de la Sinaia, pe care noi numim Centrul de Activități. Am înțeles că deja cuvântul de la Constanța s-a înscris. Ce se întâmplă? Știți că următoarea săptămână după 3. Ce se întâmplă? Acolo va merge filia la Constanța. E pentru dumneavoastră. E pentru noi. Și acolo pot veni 30-40 de persoane din fiecare filială din țară. Și alocăm un microbuz adaptat pentru Sinaia, ca să vă preia de la gare, să vă ducă la cota 1400, să vă plimbe pe acolo. În fiecare zi vom avea diferite activități, nu le vom plictisi. Va fi frumos.
De fiecare dată când se pleacă din tabără, din taberele noastre, știți care este concluzia? Se face un foc de tabără. Prea puțin. Nici nu știm când a trecut atât de repede. Dar și prea ne-a spune. Foc de tabără la focul. Da, e mai greu cu focul la Sinaia, nu prea ne să facem. Vor fi evenimente și activități frumoase. Vom avea multe lucruri de învățat și de făcut. Nimeni nu se va plictisi și când vom pleca de acolo, vom pleca mult mai bogați. Spunea cineva de un nim. Da, dar nu avem măcar... Nu există un imn al asociației, există imnuri ale taberelor. În fiecare an a fost compus câte un imn. La tabără, dar asociațiile n-au un imn? Momentan nu. Nu avem încă pe filial. Am dumneavoastră o petiție către domnul George Upa să pregătească imnul taberei. Până acum noi avem imnurile... Taberei. Nu, imnul asociației. Până acum noi am avut doar imnurile taberei. Da. Noi am adoptat unul din imnurile taberei. Cum se cheamă? Bucuria iubirii. Da. Mai este în 2016. Uitați, mulțumesc că există. Da. Acum la Roma, noi l-am cântat cu toată sala, i-am învățat și pe imnul acesta. Noi nu avem acompaniament la el, avem doar textul. Da. Și am avut o partitură, am învățat-o și a dispărut și partitura. Și cineva ne-a urmărit pe Facebook și ne-a trimis acompaniamentul negativ. Negativ. Îl vreau și eu. Nu-l avem cu noi. Dar o să trimite. Bun. Cei care... E cineva care a mai cântat cântecul acesta vreodată? Nu. Haideți să vă spun puțin cum s-a născut. Istoria lui. Cu vreo 4 ani în urmă, în Brașov, tabăra la Stupin s-a intitulat, mulțumesc, că există. Da. Și într-una din zile, în veste roșii, cu emblema asociației și cu baloane, pe care îi stătea scris, mulțumesc că există, am fost în piața sfatului din Brașov. Cu sute de baloane pe care le ofeream trecătorilor, cu mesajul mulțumesc că există. Vreau să vă zic că nimeni nu ne-a refuzat, toți au primit baloanele și... Da. Erau persoane și dacă v-am zis, emoționate, unii plângeau și spuneau niciodată în viața mea nu mi-a spus cineva mulțumesc. Mie mi-a spus o persoană, zice, n-am primit niciodată de la cineva ceva gratis. Îți amintesc, Florin, că am cântat și în, chiar și în biserică și am fost acompaniați la Orga din Biserica Neagră. A venit special organismul de la Biserica Neagră să cânte cu noi glorie, glorie, aleluia. Au fost multe lucruri frumoase. La București, de 8 martie, cu brațele pline de flori, persoane cu dizabilități, împărțeau flori doamnelor și le țineau sărut mâna doamnă. Fata aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere la un concert și violonista după scenă în pauza a coborât și a adus buchetul de flori. Sunt amintiri care le-ai ajutat, nu? Nu am uitat. Nu ziua niciodată, pentru mine a fost și va rămâne și va fi în viața și inima mea un gând pe care n-am cum să uit, mai ales când a venit aceste două doamne și mi-au oferit acest buchet de flori. Vom după această frumoasă suplită a urmat unul George Uva, la fel mi-a oferit un mare buchet de flori, care l-am și acum, pentru că e mușcată. Și după toată asta a venit o altă emoție, a venit flori la mine și a scos de la iniar o inimă, o poză cu mine. Deci ziua aceasta n-am zis niciodată și să-l cumim de toată viața mea. Ce am observat eu la oamenii aceștia? Ei nu doar așteaptă să li se facă să li se dea. Ei pun mintea la contribuție cum să facă bucurii și celorlalți. Și mă sună într-o zi Gigi, care când avea 18 ani a plonjat în apă și și-a rupt coloana. Și zice, după 30 de ani, hai la spital. Și mă gândeam, o avea probleme de sănătate. Și Gigi m-a dus în saloanele unde l-a fost internat cu 30 de ani în urmă. A vorbit cu asistentele, zice, unde e cineva acum internat aici, în vreun salon care are coloana ruptă? Și a spus, în ce salon? Și mergeam cu el, intra plin de
De voie bună, salut! Bună ziua! Ia tine, mă, mă! A, eu era mai rog ca tine, mă, ia, mă, fii mă tare, mă, nu! Nu o să uite imaginea aceasta, era un băiat de vreo 20 ceva de ani, care tocmai își rupsese coloana, îl operase și avea nuta fixată. Și ne spunea, zice, dacă nu mai mă ridic de aici, nu mai are sens viața. Oameni buni, știți cum se cheamă această asociație? Pentru că tu ai fost ridicat și trebuie să umbli. Mergi și ridică și pe alții. Vicepreședintele asociației Ridică-te și umblă, domnul Aurel Burcea, o persoană care în perioada adolescenței la fel și-a rupt coloana și acum e căruț, nu poate nici degetele să le folosească, doar mâna așa puțin de coaia. Scrie o revistă și o trimite în format în 3000 de exemplare plus format electronic. Și când o persoană din țară își pregătise ștreangul ca să-și ia viața, că a spus că nu mai are de ce trăi, poștașul a strigat la poartă. A venit să vă aduc revista. A citit revista. Și a uitat de gândul acela. Florin? Da. Uite, acum mi-a venit chiar pentru că atâta s-a pronunțat titlul asociației noastre Ridică-te. Chiar am să spun poezia Ridică-te și umblă, care mi-a făcut. Și apoi o să cântăm. Da. Da. Hai că ajunge microfonul aici ca să da. Da. Ridică-te și umblă în credință. Ridică-te și umblă, deschide-ți ochii minții. Ridică-te și umblă, dar nu așa într-o doară. Ridică-te și umblă și vei primi coroana. Ridică-te și umblă și luminează-ți mintea. Ridică-te și umblă spre cer, ridică-ți fruntea. Ridică-te și umblă și atunci cu siguranță îți vei atinge ținta. Ridică-te și umblă și luminează-ți mintea. Amin. Amin. Rămâne într-un loc, să încă mă plâng. Să încă mă plâng de aici, acolo e multe lucruri de sănătate. Am avut niște filmulețe, nu știu de astăzi, sunteți prieteni cu mine pe Facebook. Am făcut niște filmulețe cu Gabriela Cristea, acum vreo 2-3 ani. O știți? Știți ce mi-a spus Gabi? Nu. Mi-a spus Gabi așa, eu până la 30 de ani n-am ieșit din casă. De rușine că râde lumea de mine când mă vede pe stradă. Filmulețul acela ia zâmbește, acum merge peste tot. Filmulețul acela a strâns câteva sute de mii de vizualizări. Dumneavoastră sunteți chemați să aduceți o scânteie de speranță în sufletul acelora care nu mai au. Și dacă ați fost ridicați, mergeți și ridicați la rândul dumneavoastră pe ceilalți. Încurajați-i, dați-le un telefon, spuneți-le o vorbă frumoasă și o să vedeți că fericirea nu va fi doar de partea lor. Fericirea va fi și de partea dumneavoastră. Haideți să cântăm acest timp. Acest timp mesajul îi spune mulțumesc că exist. Pentru că tu mă înveți cum să rap, cum să sper, cum să cred. Nu știu dacă pot să iau un ton. Dați-i strofa. Pentru gândul înalt, pentru fapte de dor, pentru un drum mai curat, ești chemat să fii zbor. Pentru asta ești chemat. Nu să... Să fii zbor, da? Pentru gândul înalt, pentru fapte de dor, pentru un drum mai curat, ești chemat să fii zbor. Și refrenul? Mai e din strofă. Partea a doua din strofă. Printre multe dureri ne adunăm să cântăm și așa noi puteri tot primim. Păi vedeți? Marea moartă primește, dar nu dă nimic dumneavoastră. Primiți, dar să oferiți mai departe. Să dați.
Și acum refrenul. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer. Mulțumesc că existi, e un mister. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer. Mulțumesc că mă înveți cum să sper. Nu văd să știi că și eu sunt de partea lor, nici eu n-am văzut pe când. N-am văzut să țin minte cuvintele, dar e bine să-i alegi pe ei de dări data viitoare să repetăm mai cuvinte. O să mai repetă și data viitoare cuvintele și acesta este imnul neoficial al asociației până vom avea un imn oficial. S-a născut într-o tabără ca toate imnurile pe care le avem în fiecare tabără. Persoana cu dizabilități are talent și știe să cânte cor. Este un marș, acesta este ca un marș. Da. Și chiar este un îndemn al titlului asociației sau denumirii asociației. Da, chiar a fost indiferent ce spun alții. Mai avem și alte imburi pe parcurs să le învățăm și o să le avem înaintea noastră. Pe un om câte unul. Ce vreau să vă zic acum la final. Mulțumesc astăzi că ați venit aici. Probabil mai aveți multe lucruri de spus, multe pe inimă. Din nefericire, timpul nostru e pe final, avem deja 2 ore când suntem aici și pentru unii e puțin cam mult, pentru că am vrea să mai zăbovim, da, o să mai zăbovim, mulțumim cazilor și voluntarilor care au pregătit o gustare, ca la final să avem un moment de protocol. Și tot în acest moment să nu uitați 2 lucruri. Primul lucru, revista împreună. Înscrieți-vă la revista aceasta, oferindu-i e-mailul dumneavoastră. Sper că aveți e-mail. Cineva care nu are e-mail, ar fi rușinos, știți? Poate e cineva și zice, eu n-am e-mail, să nu mă fac de rușine. Acum azi e rușinos să n-ai e-mail. Dacă nu aveți e-mail, să știți că această revistă vine și în format fizic. Dar, din cauza costurilor, se preferă formatul electronic. Pentru că costurile sunt foarte mari și greu de susținut fizic. Da. Dacă aveți și primiți revista în format fizic, treceți-vă pe format electronic ca să-l ajutăm pe Aurel să poată să continuă lucrarea pe care o face. Deci, vă registrați la secretara filialei și la doamna Doina, la dânsele împreună. Unde este secretara filialei? Acolo în spate. Da? Să vă dați numele și e-mail-ul pentru revista aceasta. Pentru filiala aceasta, ca să fiți contactați când vor fi întâlniri, și să fiți informați, să vă lăsați și numărul de telefon, ca să fie un contact între doamna Doina, coordonatoarea filialei, și dumneavoastră, cei din Tulcea, ca să țineți legătura și să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă, când ne adunăm, la ce oră și ce activități vorbiți, cu ce lucru să ne pregătim, pentru că la aceste întâlniri nu suntem invitați să fim consumatori. Suntem invitați să fim și să povestim din viața noastră, din talentele noastre, să oferim din abilitățile noastre. Sunteți de acord? Da. Cu lucrul acesta. Să oferiți din ceea ce știți mai bine celorlalți care sunt în locul acesta. Pentru cei din Tulcea am un mesaj special la final. Pentru coordonatori și pentru persoanele cu dizabilități din Tulcea. Să știți un lucru. Ridică-te și umblă înseamnă o familie. O familie care nu este doar care are persoanelor cu dizabilități, care își afirmă abilitățile, care reușesc să facă ceva și să îndrepte mentalitatea oamenilor, dar mai ales să ajute pe toți cei din jurul lor cu ceea ce pot ajuta. Să știți că una este când cineva în scaunul rulant încurajează sau cineva de văzător încurajează un valid și alta este când oricine încurajează un valid. Când cineva în scaunul rulant spune că poți, mai departe, peste eșec, continuă să lupți, luptă mai departe, lasă lacrimile, șterge-le și continuă să trăiești viața într-un mod frumos. Este o mare încurajare. Când să puteți să încurajați într-un mod uimitor pe oamenii care sunt valiți, să știți lucrul acesta. Aveți și alte abilități, poate ascunse, poate nevalorificate, nedescoperite, alte vise pe care le doriți să le împliniți. Noi, la Ridică-te și umblă, ne-am împlinit multe vise. Am fost în locuri în care n-am sperat să ajungem. Am cunoscut oameni și prieteni pe care nu ne așteptam să-i cunoaștem, ci cu care avem relații trainice și de lungă durată. La Ridică-te și umblă am învățat că valoarea omului este mai mult decât vedem noi și voie de societate. Și ne-a simțit valorificați
Mai e ceva, între noi ne simțim mai bine pentru că noi ne înțelegem mai bine unii pe alții. Și avem aceeași dizabilitate, nu? Ne cunoaștem mai bine și știm să ne suportăm mai bine. Și asta este un aspect. Și voluntarii sunt aici ca să învețe și sunt aici și ca să ajute, dar și ei sunt beneficiari. Iar noi suntem și noi beneficiari cu cei cu dizabilități, dar suntem și voluntari. Fiindcă și noi ajutăm la aceste întâlniri. Există ceva deosebit. Aș încheia tot acest gând pentru dumneavoastră cu îi mulțumesc că există. Și bineînțeles, mulțumim lui Dumnezeu, pentru că persoana cu dizabilități este o persoană care are o legătură cu divinitatea. Toți au o legătură. Toți avem o legătură cu Dumnezeu. El este acolo în lupta noastră și fără El n-ar fi fost astăzi aici. Suntem conștienți de lucrul acesta. Bun. Secretara filialei intră în drepturi. Aș vrea să întreb pe cei care sunt de aici, din Tulcea, să-mi lase adresa și numărul de telefon. Da. Și e-mail pentru reviste. Deci mă refer la... Nu se aude? Nu. Cei care sunt în asociație la domnișoara Daniela, dar și ceilalți care nu vă cunosc. Sunt răzniți și eu am să fiu și pe aici, prin spate, dar... În timp ce vom servi pizza, vezi cum te-a face lucrurile. Mulțumim gazdelor pentru pizza.